Bună ziua și mulțumesc frumos și la mulți ani Institutul. Arma cea mai bună pentru o Românie mai bună, o societate mai bună, este educația. Asta cu toții suntem de acord. Mă bucur mult să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, tot cei prezenți, într-un eveniment extraordinar organizat de Media 1 și vă felicit. Consider că Media 1 apreciază și încurajează implicarea tot mai activă și asumată pentru schimbarea pozitivă a României. România educată. Asta este misiunea noastră, misiunea Laude Reut din ultimul sfert de secol și în continuare este educația de excelență pe care am construit-o cu sprijinul ambasadorului Ronald S. Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc. Laude Reut este The Interdisciplinary Academy of the Future, sinonim cu a pregăti elevii de astăzi pentru leadershipul lumii de mâine, în diplomație, business, marketing, media, comunicare, antreprenoriat, medicina și altele. Fiind o originală instituție de învățământ preuniversitar, care, pe lângă pregătirea teoretică în acest domeniu, le pune la dispoziție stagii practice la instituții de prestigiu, în parteneriate tradiționale, strategice, pentru educație, la nivel național și internațional. M-a părut rău că am întâlnit-o pe directoarea de la Ana Slan și am întrebat-o dacă putem să venim să facem internship, dar suntem prea mici, adică după liceu. Navigăm această misiune cu o echipă de profesioniști, sudată și stabilă, de mulți ani. Muncă în echipă este secretul succesului, dublată de acțiuni, de networking vast la toate nivelurile, ce au coalizat în jurul nostru oameni care cred și investesc în misiunea Laude Reut. Ne sunt prieteni și susținători, ne sfătuiesc și ne sprijină, punând astfel o cărămidă la viitorul acestui țări prin copiii săi. Monitorizarea atentă a performanțelor și nevoilor elevilor reprezintă pilonul central al strategiei Laude Reut de pregătire pentru viitor. Nu scăpăm din vedere activitatea zilnică, tocmai pentru a putea reacționa constructiv și rapid. Cerințele vremurilor actuale necesită multă atenție, mai ales în ceea ce privește digitalizarea și meseriile zilei de mâine. Suntem ghidați de tendința constantă pentru perfecționare și orientare consecventă spre un viitor digitalizat, alături de gândire vizionară. Avem o echipă bine închegată, cu o instruire optimă și mereu la zi. Permanența noastră preocupare și întrebare este dacă facem îndeajuns pentru a împinge comunitatea Laude Reut înainte, fără a lăsa pe nimeni în urmă, modelând obiceiuri, însuflând valori și crescând personalități care vor schimba comunitatea și lumea. Pornim de la concepția că fiecare copil merită atenția noastră specială. Este o individualitate, o valoare unică, de la vârsta de 3 ani până la clasa 12. Avem 12 generații de absolvenți care au trecut bacaloriatul 100%, cu note foarte bune din prima sesiune, urmând universități din România și din străinătate și sunt deja activi pe piața muncii, pe calea aleasă de fiecare. Pentru unii dintre ei, Laude Reut a început cu o bursă de studii, de merit, oferită pe parcursul liceului și o șansă la un orizont larg de carieră, prin descoperirea vocației personale. Unii dintre ei, întorcându-se acasă, în familia care i-a format, pentru a returna generozitatea primită în poziție de profesori pentru colegii lor mai tineri. Școala online a reprezentat un exercițiu extraordinar
chiar dacă impus de pandemie, însă binevenit în a ne exersa aptitudinele tehnice în utilizarea platformelor de ținute ce aveau oarecum un rol secundar la clasă. Astfel, Complexul Educațional Aude Răut dezvoltă proiecte de mare impact pentru educația și formarea tinerii generații ca liderii ai viitorului, la care participă nu doar elevii la Aude Răut, ci și comunitatea locală, precum activități de diplomație, internship și afaceri globale, internship-ul la ambasade, la Ministerul Afaceri Externe, conferințe internaționale la Aude Răut, unde participă elevi din mai multe orașe, conferința la Aude Răut, vizită de studii la Parlamentul European, Bruxelles și Strasbourg, diplomație culturală și digitală, media și comunicare, business și marketing, modulul Jobs of the Future din cadrul cursului de business English este o inițiativă în premiere pentru elevii de liceu, care își propun să îi pregătească pentru piața muncii din următorii 8-10 ani, arătându-le ce meserii actuale se vor transforma foarte mult, ce meserii vor dispărea și mai ales ce meserii complet noi vor putea accesa. În egală măsură, accentul este pus pe studiul abilităților necesare pentru a face față provocărilor viitorului, precum și pe adaptarea psihologică și cerințele acestor schimbări. Mediul de lucru, invazia tehnologiei, multidisciplinaritatea, cooperarea dintre om și o mașină, inteligență artificială. Educația STEM, știință, tehnică, ingineria și matematică, robotica și cybertehnologie, studiul Holocaustului, limbi străine și etc., etc. Și vreau să vă spun că suntem mândri, că ne simțim, că suntem o parte de cei care face un efort pentru o Românie mai educată. Mulțumesc!